Dar cum? Da. Da. Deci. Deci are o problemă. E foarte curioasă. Da. Deci printr-un punct exterior ducem o infinitate de drepte, de drepte paralele, paralele cu planul dat, care generează la urma lui. Dacă duci numai două, generează un plan. Numai două, două drepte concurente fac un plan. Da. Prin punctul ăla. Da. Și atunci e planul paralel cu planul dat. Corect. Da? Toate dreptele din planul dat vor fi paralele cu planul de mai jos. Cum? Deci e adevărat, dar să vedem cum scriem ce punct. E. Așa. Zicem? E. Citește că... Da. Deci, într-un punct exterior unui plan dat, putem duce o infinitate de drepte. Eu nu aparține lui asta. Da. Un punct e, care e exterior. Da. Prin punctul acela putem duce o infinitate de drepte. De drepte, nu? Paralele cu planul dat. Vom gândi așa, luăm o dreaptă din planul ăsta. Uitați cum gândim. Hai să ne înțelegem asta. Planul alfa dat. Punctul M exterior. Luăm o dreaptă la întâmplare aici. În planul ăsta, putem lua o dreaptă A mic? Există. O dreaptă și un punct exterior. Da. O dreaptă și un punct exterior. Dacă sunt plan. În planul acela, în planul respectiv, beta 1, duc o dreaptă unică într-un într-un plan, într-un punct exterior unei drepte, mă duce o singură paralelă asta din clasa a șaptea. A șasea, a șaptea. Deci există această primă dreaptă A1 care e paralelă cu A. De asemenea, pot socoti o altă dreaptă B în planul în planul alfa. Dreapta B și cu M, ce fac B și cu M? Au alt plan, beta 2, și acolo, în beta 2, pot duce o paralelă la dreapta B. Cele două drepte, cum sunt acum? A1 și B1 sunt concurente. Și două drepte concurente formează un plan. Da. Și atunci am construit planul acela care va fi tot timpul paralel cu planul alfa. Și ce conține? O infinitate de drepte paralele. Da? Hai să vedem atât în chestia asta, că îmi place foarte tare. Observați? Suntem la nivel abstract acum. Vă invit, nu, să gândim nu așa cum sunteți obișnuiți în plan, ci la modul acela în care eu am arătat. Deci, adică am spus. Un punct exterior, paralel, ia o dreaptă aici. O dreaptă. Și punctul ăsta exterior, dreapta și punctul exterior, asta și punctul exterior, determină un plan. Planul beta 1, cum ați zis. Planul beta 1, în el, printr-un punct exterior, în beta 1, pot duce o singură paralelă. Din ce știm în geometria plană. De-aia ce zic geometrie plană. În plan am lucrat tot timpul. Printr-un punct exterior unui drepte, în planul respectiv, duce o singură paralelă. Schimb asta, altă dreaptă, alt plan, altă paralelă. Altă paralelă.
cele două drepte paralele, cele două drepte concurente, determină planul acela deasupra, care pare cu planul și acela conține infinitate de drepte. Da? Conține infinitate. De ce? Pentru un punct exterior putem duce o infinitate de drepte paralele la un plan odat. Planul respectiv este tot, infinitatea acelei drepte s-a fost inclusă în planul pe care l-am construit noi cu cele două drepte concrete. Hai să vedem cum asta. De ce? Nu e inclus în alfa. Există amic inclus în alfa. Adică cum să nu există măcar o dreaptă într-un plan? Dacă nu există măcar o dreaptă inclusă în plan, înseamnă că planul ar fi inclus într-o dreaptă. Ar fi o răznaie. Deci nimic nu mi poate interzice să spun așa, există o dreaptă inclusă în planul alfa. Și acum, cum de desubt spune Miguel, nu aparține lui alfa, deci punctul este exterior, din astea două rezultă că există unic beta 1, există unul planul beta 1, generat de M și A. Un punct exterior și o dreaptă, de exemplu, în planul respectiv. Da? Și atunci, în planul beta 1, există unică dreapta A1 inclusă în beta 1. Deci, printr-un punct exterior, duc dreapta A1, da? A1 inclusă, A1 paralelă, există unică, paralelă cu A, paralelă cu A, A1 mă aparține cui? Lui A1, da? Mă aparține la lui A1. Nu pot spun că A1 aparține lui M. Că e punctul ăsta. Poate că am spus că prin punctul E duc o singură dreaptă, una singură, A1 asta care am zis eu, A1, care e paralelă cu A. Și din care era impus în cine? În beta 1. Și în alfa este A. Da? A impus în alfa. Înseamnă că de aici A1 e paralelă cu alfa. A1 paralelă cu alfa. La fel. Există unic. Așa pune și în față, da? Există, când îi pun misiunea mirării, e unic. Există unic beta 2, care e generat de M. Și aici trebuia să spun, există B mic inclus în alfa. Și trebuia să vedeți că există B mic inclus în alfa. Iar M, am spus mai devreme că este exterior, nu este exterior, deci nu aparține lui alfa. Vedeți, aici este o repetiție, multe ori noțiuni, o dreaptă și un punct exterior formează un plan, da? Deci condiții de existență a unui plan. Deci, există o dreaptă B inclusă în alfa. El nu aparține lui alfa. Nu aparține. Și atunci, există unic planul beta 2, generat de eu și de cine? B. Și de dreapta B. Da? Cum a fost beta 1, M și A, există acum beta 2. În planul acesta există, în beta 2, da? Există unică dreapta A, cum se zice la B1, există B1, care e paralelă cu B. Cu B. B1 paralel cu B. Dar B inclus în alfa. B inclus în alfa și mai spunem că M aparține
nu e B1. Adică am dus-o prin B1, paralela aceea. Normal. Și atunci de aici rezultă că B1 e paralelă cu... Și de aici rezultă că... De așa un paralel în poate. Deci rezultă din toată povestea asta. Că B1 e paralelă cu alfa. Și că B1 intersectează B2, egal punctul M. Că prin M am dus pe B1 și pe... B1 și... B1, paralel cu alfa, B1 intersectează A1. Că B1 și A1 au fost duse prin punctul M. Deci B1 intersectează A1 egal punctul M. Atunci rezultă, există unic planul beta 3 generat de cele două drepte concurente. De A1 și respectiv B1. A1 și B1. Acesta conține o infinitate de drepte care vor fi paralele. Beta 3 cum este? Beta 3 este paralel cu alfa. Da, beta 3 paralel cu alfa. Și în planul beta 3 sunt o infinitate de drepte paralele cu dreapta, cu planul respectiv. Deci am construit cu rigurozitate pe beta 3 acela care conține o infinitate de infinitate de drepte paralele cu... Răspunsul este așa. Printr-un punct exterior putem duce o infinitate de drepte paralele cu planul dat. Da. Infinitatea aceea de drepte este tocmai planul beta 3 construit așa cum ați văzut. Păi, ne apropiem de ceea ce înseamnă stilul de a identifica rigoros. Așa că, pe cuvântul meu. Exact, adevărat. Uitați-vă, dar... Da. Da, da, da. S-a generat un alt plan care... Și vreți mai mult, nu? Deci nu putem să luăm lucrurile așa, ci cam așa trebuie redactat o afirmație de asta. Să vezi și să ajungă la așa redactare, că profesor singur m-a spus foarte lucid. Da, dar mai greu încă o dată. Că ceea ce pare evident, acum, când o să lucrăm în probleme, nu va trebui să fim riguroși. Avem rezultatele astea. De-aia ne spunem să le reținem ca niște rezultate și să le înțelegem. Ca în probleme, la un moment dat, când vei fi cu un plan și un punct exterior, tu să știi că pe acolo poți duce un alt plan paralel cu planul dat. Corect. Printr-un punct, asta este esențial, printr-un punct exterior unui plan, putem construi un unic plan paralel cu acesta. Hai să zicem mai simplu. Așa, cuvinte. Printr-un punct exterior. Printr-un punct exterior. Ăsta e punctul el, cu adevărat conținut. Exact. Printr-un punct exterior unui plan. Asta e... Dacă nu știți interpretați ce a scris pe acolo. Da. Eu am fost atent, riguros, ca să... Dintr-un punct exterior unui plan, trece un... Există un singur plan paralel cu acesta. Există un singur plan paralel cu acesta. Paralel cu planul dat. Este un singur plan. Beta, puteți să notați, ceva care a fost dat inițial alfa, este un singur plan paralel cu planul dat. Cum anume poți demonstra, este aici. Corect. Da, este aici. Și mai avem F. F. Deci ce spune și la asta? La E tot adevărat, da? Nu. Adevărat. Adevărat. Și mai avem F. Dacă dreptele A și B sunt necoplanare, deci mai avem F, dacă A, B, mici, da, corect, așa, dreptele vă dă între mici, deci A mici, necoplanare, litere mare, puntele, exact, deci A, B, necoplanare, atunci există un plan alfa care conține dreapta A, atunci rezultă că există un plan alfa, care conține dreapta A. Așa.
Deci, atunci rezultă că există. Deci... Există un plan alfa care conține dreapta A. Există un plan alfa, așa încât anumit impus în planul alfa. Și este paralel cu dreapta B. Și alfa, planul ăsta e paralel cu dreapta B. Există, trebuie să-l construim, trebuie să-l vedem. Cu B. Trebuie să-l construim. Că spune că există, trebuie să-l dăm peste el. Asta este. Da. Hai să vedem imaginea așa. Deci dacă două drepte sunt așa, aiurea, nu sunt paralele, nu sunt concurente. Sunt așa. Da. Și una din ele este inclusă în planul alfa. Și una din ele este inclusă... Nu. Există, trebuie să o gândim, cum o găsim. Există. Atunci există un plan alfa. Trebuie să o construim. Alfa. Asta e dreapta A și asta e B. Prin dreapta asta A, pot construi, zice autorul, da? Un plan, era așa erau cele două, da? Prin A, există un plan, caietul, încât să fie planul paralel cu dreapta B. B e cea roșie, da? A, o ia asta. Mai citim o dată. Printr-un punct exterior unui plan, dacă dreptele A și B sunt necoplanare, atunci există un plan alfa care conține dreapta A și este paralel cu dreapta B. Corect. Sigur că prin A, prin dreapta A, pot duce infinitate, mă protez cum vreau eu. Dar din infinitatea aceea, mi-aleg pe acel plan care să fie paralel, să nu cumva să mi-o intersectez așa. Cu B. Cu B. Să fie paralel. B e fixă, e dată. Da. Am ce-i face? Nu mai poți să o pot. Nu. E dreaptă dată. Da. În ipoteză. Cele două drepte, necoplanare. Planul ăsta, care se rotea, da, din infinitatea lor, trebuie să aleg de acela, la un moment dat, care devine paralel cu dreapta dată. Și găsesc un plan. Ei, cum? Trebuie să redactez. Cum? Găsesc chestii, dar cum îl găsim, trebuie să arătăm. Iată ideea. Luăm un punct oarecare, pe dreapta A. Punctul acela, mă, să zic. Da. Și cu dreapta B. Cu acum plan. Da. Planul celălalt, da? Da. Prin punctul E, în planul acela care m-am gândit, după o dreaptă, paralelă cu asta. Da. Și acele două drepte acum sunt concurente. Una aparține lui alfa. Așa. Unul lui... Nu. Am două drepte concurente. Concurente, da. Și am una din drepte paralelă cu dreapta asta. Da. Și acum, planul determinat de cea care am construit-o și cu asta care o aveam eu, A, este tocmai planul căutat. Pentru că dacă o dreaptă, asta roșie, e paralel cu o dreaptă în plan, da, care am dus-o noi, da, atunci dreapta e paralel cu planul tot. Plan, corect. Da, da. Repetăm. Da? Insist. Are cele două drepte în spațiu. Oarecare. Așa, da? Nu sunt coplanare. Nu sunt paralele. Nu sunt concurente, ca să vorbesc după. Necoplanare. Și atunci, pe dreapta asta, iau un punct. Mă. Închipuiți-vă că mă e degetul meu. Da? Bine, cam așa.
E degetul meu. M. Și cu dreapta. Asta e A, asta e B. M și cu B formează un plan. În planul ăsta. Deci în planul ăsta. Desenează imediat. Important este să prindă și imaginea din spațiu. Din spațiu, da. Păi. Punctul ăsta și cu dreapta formează un plan, da? În planul respectiv, eu pot duce printr-un punct exterior, când mă sitez într-un plan, printr-un degetul gurii cu degetul meu, pot să duc o dreaptă paralelă cu B. Corect. În planul acela pot să duc așa, da? Da. Cele două drepte acum, asta. B1 mai veni. B și B1. Nu, A și B1. A și B1. A și B1. Sau ce o să zicem asta, treaba? Sau să... Concurente. Concurente. Pe cine formează un plan. Formează un plan. Acela e planul pe care trebuia să-l construiesc eu. Și... Și planul asta, e paralel cu... Cu dreapta asta. B. Da? Pentru că invers, dreapta fiind paralelă cu o dreaptă din plan. Da. Care a dus-o noi pe C. E paralel. E paralel plan. Plan. Corect. Da. Hai să redactăm. Noi redactăm și dacă vă mai domnul profesorul de desen, mai înțeleg. Da. Astăzi, lăsați-mă în pace. Îți prea mult din uite, merg. Am dreapta asta. Și cu asta. De ce suntem coplane? De ce suntem coplane? Pe asta e... A. Și asta e B. Pe A. E un punct. E. Dreapta B și cu punctul E determină un plan. Da. B și cu I determină un plan. Acum, trebuie să înțeleg așa. Din clipa asta, asta de aici nu se mai vede cum se bate. S-a dus în spate. Exact, ele da? Nu sunt concurente. Nu sunt coplanare, deci asta. Ești cu punctul ăsta, a făcut planul. Ăsta este planul, să spunem, alta care l-am construit eu prin B și punctul E. În clipa asta, în planul alfa, pot duce o dreaptă paralelă cu dreapta dată. Prin punctul E. Prin punctul E. Și am în clipa asta, dreapta A și dreapta C, asta este C, A și C, două drepte concurente formează un plan. Și acela e planul meu construit. Deci planul construit de cele două drepte concurente. Da? În planul acesta e planul beta pe care l-am căutat. Determinat de cele două drepte concurente. Ei, în clipa asta B e paralelă cu o dreaptă din plan, cu C, ca așa am văzut eu. B care se află în alfa. Care se află în alfa. E paralelă cu o dreaptă C, care se află în planul beta. Da, da. Și atunci e... Atunci B, asta, e paralelă cu planul beta. Cu tot planul. Cu tot planul. Și asta trebuia să construiesc un plan beta, care să treacă prin A și să fie paralelă cu planul cu dreapta mea. Cu dreapta mea. Da? Hai să redactăm. Deci, fie, în seara, fie, fie Cosmin. Așa. În seara. Băi, lasă de fumat, că ai venit aici, știi cum... Lasă de fumat. Când erau copiii mici, fac această calitate.
contează, băi, s-a făcut de fumat, noi am doi eram nefumători. Și foarte ușor aș fi descoperit. Deci am fost mai vă dați seama că nimeni. Numai încă, trecut de liceu, nu s-a apucat niciun de fumat, că treaba a fost foarte fain. Am plecat la liceu, la facultate. Și m-am plecat, am zis, băi, nu vă mai pot urmă, sigur, că depinde, rămâne voi. Dar în clipa în care v-a apucat și aveți argumente, că este un lucru bun, veniți să mă apuc și eu. Corect. Mă apuc și eu de fumat, nu discut. Și nu găsit argumentul. Nu găsești, nu. Așa. Deci, zice, fie e un funct care aparține lui Amen. Atunci, M, cum A, B, necoplană. Rezultă că există unic planul alfa, determinat de B și punctul M. Pătrată și un punct exterior, pătrată și un punct exterior, determină un unic plan. Bun. În beta, în planul alfa, deci în planul acesta alfa, în planul alfa, există unică dreapta C, există unică C, paralelă cu B. Deci, în planul ăsta alfa, după singură dreaptă C, paralelă cu B. Da. Și M, dacă mi-am dus-o primă, M aparține lui C. Da? Adică M aparține. Punctul M și pe C, da. Corect. M și pe C. Dar adaug că M este și pe A. Nu este și pe A. Rezultă că A intersectează C, e ca funcțul mâni. Dar două drepte concrete formează plan. Deci există unic, atunci, beta. Există unic planul beta, egal cu cine? A și C. A și C. Însă eu am dus B paralelă cu C, adaug. B e paralelă cu C. Asta înseamnă din cele două. Că B e paralelă cu A. B e paralelă cu beta. B paralelă cu beta. Adică beta este cel construit. Beta este planul construit. Chiar așa, beta este planul construit. Asta înseamnă că am arătat că există beta. L-am găsit, l-am construit, e concret, nu pot discuta. Bine. Asta vă spun trebuie. Mă, gata. Problema asta, gata. Oh, și eu, gata. Nu mai demonstrația asta, pentru că domnul profesor. Dar a fost toată când era mea. Exact. Și i-ați pierdut cu tot. Au stat să uită la război, dar nu te-ai vreodată. Exact, mai sunt multe puncte. Ce faci aici, mai nenumit? Și numai una, vreau să șerești toate adevăratele, domnul profesor. Da? O, singura afirmație a fost fată. Care? Prima? Prima. Prima a fost. Aveți toate adevărate. Yeah. Da. Vă mărturisesc că asta sunt niște chestiuni care îmi plac foarte tare. Dar și ce? E să vorească filmul. Da. E singura lor șansă să înțeleagă ce i-a spus acum. Acum îmi închid o să urmezi o dată de 7 ori până când... Dar nu știu ce au scris, vă zic eu. Nu știu ce au scris. O desenată. O fi drept de proful. Simbolul. Exact, ce-a scris? De unde a spus voi astea? Păi știți așa mi-a zis proful ăla? Momentul în care am ajuns ca profesor, mă știți, repet cu anii urmă,
în 75 se întâmplă asta, mi-au dat niște clase la serale. Eram ultimul venit, în sfârșit. Și acolo mi-au dat toate clasele, că profesorul care fusese până la vremea aceea titulară, nu lasă definitivatul și atunci îi dăm puștul ăsta toată catedra de la... La seral. Mie îmi convenea foarte tare că aveam pe Cristi mic și atunci soția era dimineața și eu mă duceam la seral. Nu l-aveam încă de Cristi, l-am născut mai târziu la câteva luni. Ei bine, acum, odată ajuns acolo, se fac probleme. Erau și ceilalți colegi care mai în vârstă, care doreau să mă tatoneze, să vadă cam care e calibrul meu. Probabil că simțeam în aer că sunt unul dintre cei foarte puternici și mai ales la geometria în spațiu, stăpâneam foarte bine partea asta. Cu demonstrații de astea abstractice. Și mi-am zis că se făceau, să spunem, roate în jurul meu și mă ascultau, aveau de predat și ea acolo la clasă și spune, dar trebuia să o faci, dar asta cum o faci? Avem o stare de bine pentru că reușeam să mă fac ascultat, nu? Asta am făcut tot timpul. V-am mai spus-o, pe acolo unde am trecut, am impresionat. Și nu e ușor să-i impresionez elevii sau pe care să-i impresionez. Păi da, sigur. Păi da, geometrie în spațiu. Păi nu, pe timpul acela. Se făcea și geometria în spațiu în clasa a 10-a. Eu n-am prins. Să știți că eu aveam 2 ani. Așa, da. Da, se făcea geometria în spațiu. Se repeta geometria plană dintre a 7-a. Se repeta între a 9-a. Și geometria în spațiu. Eu n-am prins cu geometrie la liceu. Deci ne-am prins. Cum să vă fi prins? Am scăpat de la liceu, numai la liceu. Hai să spun, dacă am prins eu, când am avut olimpici în 96, deci în 96, la clasa 10-a, la Olimpiada Fată Națională, când eleva aceea mi-a dat o soție la geometrie în spațiu, mi-a repetat-o de 3 ori și eu mă uitam supărat. Nu ți-a zis nimic. Geometrie în spațiu? Nu mai țin nimic de să fiu făcut. Era fericirea mea ca să văd de geometrie. Ai făcut geometrie, dar... Am făcut să tocmai, tocmai că nu ți-a fost la suflet geometria în spațiu... Știu că până la 8, atâta. Eu așa țin minte. Nu așa țin minte. Dacă în 96 spuneam... Am terminat în 91, vă dați seama. Da. Nu, înseamnă că am făcut, nu? În 96, da, am avut pe Adi la Națională, când am fost la 11 ani al țării. Făcea geometrie la liceu? Sigur că da. Și el era al 12-a, iar fetița aceea dintre a 10-a, care a dus o soluție unică la Națională, când mi-a repetat trei ori, m-am povestit. Da, dar doar pentru Olimpiadă poate îți făcea geometrie. Nu, mai îți făcea, că era. Îți făcea? Da, da. Dar voi faceți, ați făcut la liceu? Acum, doar cu vectori. Fac o geometrie vectorială. Da, deci, vezi? Geometria analitică aici amintește, uite ceva. Exact, da. Așa. Nu asta, asta cred. Ei, nu. Geometria analitică în clasa 11-a. Iar geometria asta de geometria plană acum se repetă în clasa 9-a, dar sub formă vectorială. Au gândit ei așa. La fizică au calcul vectorial foarte multe chestii. Și au spus, hai ce rost să le mai faci, să facem noi la matematică, niște compuneri de vectori, nu știu ce și probleme. Există și o rezolvare a problemelor, geometrie plană pe care o știu așa, geometrie analitică și geometrie vectorială. Da. Problema poate fi tratată vectorială. Da. Și pe timpul acela se făcea geometria plană și în spațiu se repeta la asta. Da. Facem sinteză. Poziții relative ale unui drepte față de un plan. Dreaptă paralelă cu un plan,
Adică partea din început a fost mai bunișoară, mai interesantă, mai interesantă. Exact. ABC de EF ăsta. Au perioadă definitivă. Deci, ce spunem, poziția... Pozițiile relative ale unei drepte față de un plan. Relative. Ale unei drepte. Ale unei drepte. Față de un plan. De un plan. Plan. Dreapta paralelă cu un plan. Dreapta. Paralela. În plan. Asta am făcut. Așa. Construcția unui plan paralel cu o dreaptă dată, nu? Asta, așa, da? Și asta. Deci, construcția. Unui plan. Și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de la știință. Și nu cu probleme de asta să vedeți. Nu așa? Păi, practic, așa. E panică tare, mare în sufletul tău. Tu poți dormi în seara asta? Nu știu. S-au dorit foarte bine. Bun, la revedere.